aruncat doi jucători, au luat flash-ul, dar în banană Berski doboară pe BTN. Rene este acolo, se întoarce cu echipierul său la un extine dinspre spus, doar că deja a fost secat odată, eliminat de către Hitmouse. Merge mai departe Ținuir, Rene pică, rămânem 2 versus 3 într-o situație de încă realizabilă, putem spune, doar că Xelo va veni destul de aici pe Nexus, ocupați Xelo acolo, cred că a fost un headshot, dar la o depărtare prea mare pentru damage total și Ținuir la 90 de grade aproximativ îi doboară pe amândoi la un xare bine și văd că vedeți că e o rundă care mi se pare că ar putea să meargă pentru noi. Wallbang, headshot pentru Xelo pe capitanul echipei adverse, mare jucător acolo, flickshot-ul se întâmplă, damage dat, dar fragul nu se întâmplă momentan. Hitmouse 30 îl scoate pe Ținuir, aproape de fragul cu numărul 3, se întâmplă pe la urmă Xelo, numele său deja pică, 3 jucători New Belarus acolo mici, acolo este mocelul, este Xelo, autorul acestui asasinat. Lever este cel care trage către la Unix ulterior și prinde headshot-ul pe el. Rene cam agresiv acolo spre second mid, îl vede Derski și automat avantajul nostru este subminat de push-ul celor de la Nexus. Au încercat să mai prindă un frag ca să lăsăm pe un adversar ultimul în viață. N-a fost să fie interceptare totuși de la Raga, care l-a scos pe level. Foarte bună recuperare de la Nexus și nu știu, mi se părea ceva în felul în care a început runda asta, în felul în care a tras Xelo, că parcă se poate întâmpla ceva în favoarea noastră. Doar că acum Derski rămâne la 5 HP împotriva lui Xelo, care nu are armură de corp. Scout aude, e bine momentan, poate acolo că adversarul vine direct cu scoutul. Xelo quad kill-ul pentru jucătorul nostru. Revenirea în galerie pentru membership. Xelo acolo cu AWP-ul de data aceasta și a făcut banii, să nu uităm. Xelo trage mai departe, picul rapid cu probabil pre-fire. Sakova nu se arată capitanul advers, pop flash-ul vine, a fost aruncat, l-a păcălit pe Xelo. Launix are contactul acela cu Ținuir. Încă 2 jucători aici în short de la cei de la New Belarus. Rene coboară într-un risc, celălalt jucător care era în banană se retrage după bombă. Derski duel, îl vede pe Rene, s-a lăsat acolo liberă zona library-ului, crezând cei de la Nexus că nu o să meargă din nou acolo cu tupeu cei de la New Belarus. Acum Derski a prins aripi, se pare că merge acolo după BTN, cu echipierul său e foarte departe. Este vorba de Raga acolo în mid și Tsakova se bagă peste cu macul. Cât de bine ținuserăm zona aceasta până într-un punct și apoi nu s-a mai ținut deloc lungul de către cei de la Nexus Gaming. Raga este eliminat de către Tsakova și aici chiar capitanul New Belarus vine aici foarte agresiv, cei de la echipa New Belarus. Xelo a dorut pe Tsakova, acesta pică, dar iată că se permite intrarea lui Ținuir către library. N-a știut Xelo dacă au trecut alții. Derski dovară pe BTN, rămâne jucătorul din library, doar că Derski este de neoprit. Double kill-ul pentru el, Hitmouse plantea. Salut, Astaro, Daniel cu un euro donație. Salut, cât costă să faci o promovare la serverul meu de Discord? Se poate găsi, da, dar cancan cu licuri și așa mai departe nu o să vreau să fac pe site. Xelo dobar pe Tsakova, dar știu că ai glumit. Level tot pentru stânga, acolo se apropie Launix, double pick de la BTN cu echipierul său, se bagă fix când Ținuir a aruncat acea grenadă, poate să vină double-ul, vine flash-ul pe deasupra, doar că flash-ul acesta n-a fost cu succes, sper că nu e un smoke, nu este un smoke, a fost un flash. Realizabilă runda, deși și un 1 vs 2 poate să fie scos de către adversari în apărarea B-ului. Este prins Draga cu flick shot-ul de către level, a rus flash-ul lui BTN, va fi fix aruncat atunci și avem nevoie de un pic de timing aici pentru Rene. BTN îl doboară pe level, du-te acolo BTN, diffuse kit-ul este la el, doar că Hitmouse ține foarte bine. Hitmouse vine, merge roata pe la ruine, a verificat scurt dacă este pe bombă jucătorul nostru și apoi îl doboară 7-1 în Belarus. Și cu ce bani? Nu, 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 level, Raga, observat acolo cotul său, se pare că a fost suficient ca să-i dea pagubă maximă și să-l doboare. Rene cu primul jucător acolo în față, poate să facă double kill-ul, iese BTN peste, dar n-a reușit să facă un double kill, 2 versus 3. Toania, undeva pe acolo, cu siguranță nu în Belarus, Johnule. Au vrut să simuleze probabil un run boost ca să-l facă pe adversar să tragă în dreapta dacă este acolo în mir. Cred că asta de fapt a încercat BTN. Vine flash-ul din retragere de la... I-am prins acolo la mijloc pe cei de la New Belarus, dar problema este că noi suntem 2 și ei sunt 4. Tsakova l-a prins pe laul, bate Derski, rămas aici în spate, în second mid pe Rene, astfel încât noi să fim din nou în 2 jucători. Văd că tactical timeout-ul nu vine momentan de la cei de la echipa Nexus. BTN-ul dubară pe Hitmouse, Tsakova îl prinde pe capitanul nostru ulterior și este Xelo care trebuie să meargă pe save, doar că Derski, să nu uităm, era în second mid, este 9-1. Nu să-i determin pe oameni să intre, omul trebuie chiar să vrea să știe ce se întâmplă în scenă, dacă e să meargă la Google Play sau la app. Revenind, runda cu numărul 12, am făcut primul frag pe adversar, doar că Hitmouse deja lovește și sunt 2 jucători de la New Belarus aici în site-ul Bell, level din spate, aici de la Sachel dobară pe BTN la spus. Hitmouse l-a secat pe Lau, rămâne la 13 HP tânărul nostru jucător acolo la Yoyo. Derski dobară și din nou e o situație de save 2v4, deși probabil Nexus nu vor mai...
se lua acolo. Quickscope-ul pe mouse. Are jucător care vine arcade, are nevoie de un suport acolo, dar nu se poate da în spate foarte ușor, întrucât Rene cam greu e să-l țină în gard acolo pe Quick Pierre-ul său. Și acum Rene să rămână oare cumva în viață doar pe primul, dar vine nou scopul din partea lui Dersky. 11 la 1. Aplicațiile pentru redactor deschise, level îl scoate pe Launix. Early pick de la chiar un jucător de AVP aici. Toate combinațiile posibile. Sacovaș dă drop-ul, nimeni la insip. Este un player care este în colțul stânga. Rene la double pe Hitmouse și iată că face double kill-ul. Xelos prins pe Dersky. Al doilea frag pentru Xelo. Rene îl are pe Sacovaș în față. Și așa ar trebui să meargă fiecare match. Fiecare nu fangle acolo dacă face pick-ul dinspre short. Se bagă peste instant când a auzit flash-ul venit de la Quick Pierre-ul lui Launix de la Raga. Launix a fost pus la pământ prinzând în față doi jucători adversi. Acum BTN poate să iasă prin smoke când pușează New Belarus, în timp ce Raga ar putea să facă aici crossfire-ul cu el, doar că B iese prea repede încercând prefire-ul. Raga dubară unul, Raga încercă flick shot-ul, s-a blocat puțin acolo, Xelo-ul prinde pe Dersky între timp la șobolan și rămâne împreună cu Coipierul său să găsească bomba acolo în rampă. Hitmouse și Coipierul său vin foarte repede și îi prind pe cei doi nepregătiți crezând că bomba va fi plantată. Noi nu eram cu armele la dispoziție. Trage aici Xelo pe 250, primul frag pe Trinier, haide Xelo, al doilea tap acolo, Raga l-a dobrut pe Hitmouse, foarte bine Xelo, 3 gloanțe, 3 fraguri, rundă impecabilă de la Nexus. În overtime pentru Red Fear, asta în 2018, 9Z, meciul din 2021, deci se poate. Flickshot-ul de la Trinier, totuși BTN este eliminat, i-a văzut doar capul acolo pe deasupra zidului. Dersky lângă Rene, vin agresiv și de la New Belarus, intră pe pozițiile noastre și deja ne surprind considerabil. Rămâne în viață, 8 HP, suntem bine cuvântați de data aceasta. Sacova totuși se urcă acolo la Ghiveci, boostat de Coipierul său fiind. A fost și el pus la pământ, 3-ul acesta. 7 arme automate pentru echipa noastră. Mouse este primul, eliminat ușor. Launix vine la pilon, picul cu numărul 2. Dersky pică, Launix, fără nicio greșeală aici. Iată ce picuri. Nu a aruncat momentan, dar aici BTN nu știu dacă mai rezistă. Este eliminat de către Sacova și l-au izolat perfect cei de la New Belarus pe capitanul nostru. IV, oricât ar fi în site-ul B, ar trebui să fim grupați cu toți jucătorii. Pic câte un jucător, Launix cu Raga, următorii puși la pământ de către capitanul celor de la New Belarus. Rene, între timp vine heul perfect, îl va dobură aici pe adversar, se eliberează. Wallbang de la level, nu vine să cred. L-a adus pe Rene acolo la 50. Okay, Rene este banca celor de la Nexus. Cât de mult a contat aici. Agresiv pe banană. Smoke-ul a fost aruncat acolo. Raga se cala la 15. Raga aproape de collateral level. Damage-ul collateral a fost totuși. Rene îl doboară pe Launix, trăgând prea repede. Îl doboară pe level. Beat-in în fața unei linii. L-a scos pe primul. Hitmouse nu face gălăgie. Pic al nostru capitan. Xelo ratează. Aruncă molotovul. Și acum Hitmouse trebuie să plece. Vine acel quickscope de la Xelo. S-a opus scope-ul repede. A tras ulterior. N-a fost chiar un quickscope. L-a secat pe Tnir. L-a agățat Xelo și pe acesta a rămas 1 versus 2. Pleacă spre site-ul B și Xelo chiar acum. Xelo se uite de banană. Trinir foarte agresiv. Xelo îl aude, dar trage pe lângă. Și Dersky nu mai are treabă de făcut. Este aici 16 la 5. Va fi map point aici împotriva echipei bieloruse. Dar și dacă luăm această rundă, mai sunt altele 9 de recuperat în fața lor. Dersky îl prinde doar pe Launix. Ies repede cei de la echipa Nexus. Din ricoșeu, Raga pușează cu aceste M4. Coicpierii cu macurile sunt cei mai agresivi. Rene verifică, găsește ultimele gloanțe. Foarte bine a economisit acolo gloanțele respective. Xelo rămâne 1 versus 2, Xelo primul frag. Xelo! Foarte bine Xelo. Rămâne totuși la 9 HP. Cât de aproape a fost. Și de acolo din nou să jucăm fără emoții. Launix față în față cu Tnir. Este pus la pământ jucătorul de la echipa din Belarus. Molotovul a venit acolo stânga jos, dar cred că mai mult s-a luat molotovul de către Lau. În gălăgia aceea, level, îi se văd picioarele. Rene vine foarte bine acolo la marginea smoke-ului, în momentul în care acesta expiră și observa a fi într-un smoke este în un dezavantaj. Hitmouse e hit pentru el într-adevăr. De dobară pe Rene, dar nu se aștepta la Launix ca al doilea player infiltrat aici. Schimbă arma, ia AK-47-le, duel acolo cu Sacova. Dacă pică Sacova, au plecat fulger Nexus către site-ul B, dar din păcate pică jucătorul nostru. Vine și BTN. Vine BTN la pic, va verifica fiecare spot cât poate și îl vede pe Dersky în față, îl doboară. Plantul vine din partea capitanului nostru, Sacova fiind ultimul așteptat de către Xelo. Sacova e ținut acolo, ar trebui să rămână doar Xelo pe pic și îl doboară pe Sacova într-adevăr. 15 la 7 și că știu totul despre scena din România. Oh, Sacova a prins acolo și frame drop-ul, BTN este eliminat. A picat BTN instant într-un frame respectiv. Raga la 50 HP, secat, restabilește calitatea numerică Launix. Launix trebuie să încerce să intre în inima lor așa. Ia duelul neapărat cu operul nostru.
Se dă damage aici, îl salvează Raga pe coichierul său, Rene, care își continuă drumul acolo în apartament, Excel-ul pe urmele sale. La Onyx reîncarcă level, nu poate să fie doborât, se bagă level peste playerul de short, se întoarce acum, rămâne un gimp în spatele celor de la Nexus, picul de la Onyx curăță acolo jucătorul nostru mai degrabă, Sacu va fi ultimul trădat de către umbră, 15 la 9, hai către Nexus, zona de mid, New Belarus din nou jucând agresiv, iată picul din partea lui Tinier și îl execută pe Rene, un singur glonț tras și vine fragul, odată doar că Deresky a recuperat un AK-47 și vine până lângă playerii noștri, foarte bine Raga, un frag, nu trebuie să mai pice acolo un jucător român, rămâne Xelo totuși pe luptă, plantează BTN, grijă acolo să câștige duelul BTN, l-a păcălit de asemenea, Deresky vine în spatele său, Xelo scoate bargheta magică, te rog frumos, îl vede pe primul, wallbang, scoate Deagle-ul acolo, doar că e pușat prea mult și level îl doboară. 16 la 9, New Belarus opresc acest cam puțin ce vor să facă New Belarus aici, fix lângă BTN, dar așteaptă că playerii noștri într-o ambuscadă. Tnir și Sakova pică, recuperăm arme mai bune pe 3 jucători de la New Belarus în viață. N-avem voie să pierdem runda aceasta, doar că Hitmouse îl dobară pe primul jucător, e pus la pământ BTN, vine la Onyx repede, trebuie să-l scoată pe jucătorul care este în under. Pelas pică și Raga la datorie, totuși la Onyx trage impecabil cu acest P2000, Xelo în spatele lui level are și P250-ul ca să fie treaba. P-ul ăsta este minusul pentru el, dar are un bullet penetration destul de mare și un damage per round per glunț mare și acesta. Tnir scoate pe BTN, rămâne la 4 vs 4, grijă mare acolo Rene, bomba a rămas în spate, level cu gălăgie făcut de către Raga sub el, a făcut picul, a încercat să se retragă mai mult, Tnir vine apoi la pic, a fost secat la 16, n-are armură de corp și totuși n-a fost doborât încă, Sakova găsește capul lui Rene acolo cu glonțul de Deagle, Raga l-a scos pe Tnir, vine Hitmouse cu MP-ul în apropierea acelui MP, n-are cum să rateze și iată cum acest 2 vs 2 este foarte dezavantajos pentru noi, chiar mai mult, Excel-ul la 27, se cad doar că la Onyx face aici un transfer Onyx cu 2 jucători. Nu neapărat face gălăgie, cât a vrut să apese smoke-ul respectiv. Rene, fragul pe level. Haide, Rene, haide, trebuie să-ți revii. A avut probleme, Rene, cu pingul. Avea 300 ping pe prima hartă, dar acum Nexus îi pușează pe New Belarus, asemenea pe cum o făceau bielorușii cu noi. La Onyx îl bate pe Sakova. Ce frumos, băieți, la Nexus de data aceasta. Rundele de pistoale, rundele de force, de half-buy vin... poate chiar ca fiind mai periculoase decât cele de bye uneori, pentru că echipele cu care jucăm dobândesc un alt stil de joc, poate chiar mai agresiv. Raga a încercat să verifice doar că Deresky a avut impulsul acolo să iasă peste 3 vs 3, 3 vs 3 acum se întâmplă. Rene l-a scos pe level cu Heul, doar că ei trag pe deal-urile acestea impecabil. Avem jucător în CT. Grijă mare acolo la Onyx. Jucătorul celor de la Nexus pentru picul lui la Onyx se bagă peste, îl dobară pe primul jucător, inspectează mai departe, 60 HP, trage pe capul lui Trier, iar Sakova este ultimul în viață, bine manageriată runda de către Nexus, mirajul arată altcumva, Laurix încă 4 fraguri, Rene, utilitățile se folosesc de către cei de la Nexus, un entry frag ar prinde foarte bine, se întâmplă Picky fucking blinders mate, Tnir, pic trage acolo după Rene, 4 vs 4, da, n-are soartă Raga. Cum trage acum la Onyx. Salut Claus, foarte bine, sper că și la tine la fel. Au, îi prinde capul lui Tnir. Nu vine să cred cum a putut să aibă o acuratețe atât de mare la aterizarea din săritură. Dar se întâmplă, frag acolo de la Xelo pe Deresky, îl intercepte. Hey, Rățan, ce bine cu cana, cu... că mi-am activat notificările astea de... se dorește a fi rapid, level e agresiv, băgat în palat, îl doboară pe Raga, fugărit acum de către playerul nostru cu numărul 2, dar la Onyx, acolo molotovul îl va bloca momentan, apasă Tnir, pașii lui BTN se aud, iese peste Deresky, dar e pregătit bielorusul, Hitmouse de aici, sub palat și nu va ieși bine pentru Nexus din ce se pare aici, flash-ul a fost luat, Rene vine cu rifragul, 1 vs 3 rămas, 22 HP, prea puțin, cu OBP-ul, îl vede acolo pe gap level și este prima rundă pentru cei de la New Belarus. Combustibil imediat pe țeavă, până un alt atnir cu AK-47 este retras puțin fix în poziția. Doamne, double kill-ul pe Raga, 3 vs 3. Trade-urile se întâmplă, la Onyx la intercepție vine din spate, doar că level a apucat să intre puțin în cover, level e primul, Hitmouse e al doilea, agresiv, se bagă peste, caut acolo prin fire-ul pe jucătorul care merge în under, l-a scos pe Deresky, dar Hitmouse intervine cu MP9-ule.
Nexus trebuie să fie un pic, să calmeze poate un pic jocul. Calmeze puțin spoturile de push, anume să intre și prin short. Sakov a verificat perfect aici, intrat de către Rene. Merge mai departe. Xelo cu AWP-ul, n-a tras în smoke. Vrea să dea afară, cred că, plumbul de la Launix, dacă e posibil, dar să vedem. Xelo foarte agresiv, vrea să facă picul către Con. Se anunță Tnir. L-a anunțat cu siguranță pe deschid chestii jucător acolo și Tnir este fix lângă beat în care a luat flash-ul total. Xelo în spate, prins și el, double kill-ul pentru Tnir. 4 vs 3, dezavantaj prin urmare. Jucător la second ninja, Raga nu l-a observat încă pe adversarul său. Face primul frag, a fost trigger discipline de la Hitmouse. Dar Raga se revanșează ulterior, lăsând situația la 2 vs 2 egalitate. Picul de la Rene, se uită cetemente, Sakov va face acel pic. Rene se bagă pe bătaie, amândoi au picat simultan. Nici măcar nu și-au dat seama New Belarus că au făcut fiecare deci, orice echipă pierde, iese și eliminată. De asemenea, miercuri de la ora 14 vor juca Infinity cu noul lor lineup. Raga dobară pe Tnir, Raga apoi pică sub heul lui Mouse. Treaba Marius este cu lower bracket, deci orice echipă pierde, mai are o șansă în competiție. Tereschi scoate pe BTN, rămânând ai noștri la 3. Se retrage Xelo acolo cât poate, Rene este la 100%, Hitmouse îl doboară. Au pierdut aici acel momentum Nexus, acel având de care vorbeam. Va fi 8 la 3 probabil, dacă nu cumva Xelo va duce din... Într-o și o să fie știrea acolo. Pop flash-ul din partea jucătorilor noștri. Se face ieșire aici dinspre apartamente. Se vede capul lui Sakova. A luat acolo flash-ul, cred că de la un jucător român. Era cu mâna la ochi din ce se pare. Xelo îl prinde pe Tnir fix în momentul în care face primul pas înspre short și este instant safe de la cei de la New Belarus. Se întâmplă de la New Belarus ce se întâmpla și din partea celor de la Nexus atunci când bielorușii intrau agresiv peste noi pe Inferno. Încercăm să mai scoatem oameni, dar din păcate suntem noi victimele. Level face exit frag, Derski face respectiv de la Sakova pentru coechipierilor. Și considerând că acum dacă pierd această rundă au 2900 de un jucător să fie banca pentru ei, nu este, ei trebuie să o gândească totuși astfel încât runda următoare să aibă de către Rene, care pune presiune aproape să-l doboare. Gloanțele mergeau unde trebuie. Sakova a fost pus la pământ de către BTN. Raga avansează din conector. Agresivitatea este numărul 1 pentru el. Raga, double kill-ul foarte bună. Raga aici pe colț, s-a dus la 47 HP. Raga mai departe și va încheia cu al treilea frag. Avea nevoie Raga și el de acest un miercuri o să fie. Băieți, dacă vreți să aplicați pentru postul de redactor pe Werti.ro, o facultate terminată și așa mai departe neapărat. Deci după o lună o să existe acolo un payment per articol, dar desigur să nu vă așteptați la sume de genul minim pe economie și așa mai departe, pentru că e imposibil. BTN-ul dobară pe Hitmouse, 3 vs 4 chiar acum. E perfect ce se întâmplă momentan, doar că Tnir are timingul vieții. El a venit din market pe shift și pe shift îl prinde pe BTN când face pasul. Raga ratează cu AWP-ul, are nevoie de un frag, doar că Rene pică. Sakova l-a pus la pământ. E foarte greu pentru Raga, are și 10 HP. Greu pentru acesta, așadar s-ar putea să pice destul de repede. Sakova îl doboară, 10 la 4. Pic de gălăgie, băieți. Nexus în chat. Level cu AWP-ul, îl doboară pe Xelo. Suntem 1200 pe live, uite ce liniște este, nu vine să cred. Rene cu Galilul, gata de pic, îl sare acolo, dar totuși Level a făcut tracking-ul perfect. BTN vine cu refragul, Hitmouse iese din partea superioară de la pala de la platformă, rămânem doar cu BTN repede și este 10 la 5. Reușesc New Belarus pe ultimul 100 de metri să mai pe partea două. DCT cu 4 armuri, un defuse kit la Rene, Xelo, două gloanțe, două fraguri, două capete secerate. Launix îl doboară pe Level acolo, merge mai departe și Launix face și el double kill-ul. 11 la 5, o rundă care se plasată. Hitmouse la 16 HP, Xelo cu două fraguri. Totuși Xelo pentru al treilea frag a rămas la 55. BTN, Cobra Regală, trebuia să înceapă să-și arate aici. Putem juca. Da, nu, o să jucăm cu Nasr și Ashton revire. Ca un mare headshot. Ce fain sună. Derski îl dobară pe Xelo, 4 vs 4 situația aceasta. Revin imediat la tine, Ashton. Mai scris acolo foarte mult de la masa aceea de lemn. BTN face picul spre deapta, sau mai bine spus verifică zona de ieșire top con de la jungle. Era anunț acum Raga ce se întâmplă. Trece de smoke-ul acela Sakova, poate să facă primul frag, al doilea de asemenea. Foarte bine, a intervenit la Onyx dinspre market, dar Nir e foarte mobil, double kill-ul. Raga post-mortem sau nu? Nu, câteva zile sâmbătă în cadrul qualifier-ului pentru Intel Extreme Masters
Winter, am spus că vedem din nou premiera aceasta. Xelo plus Raga, doare VP Serap, care lovește din nou. Xelo scoate pe level, primul frag sus în gardă. Raga din nou, sau mai bine spus, Raga de data aceasta joacă agresiv acolo spre apartamente, dar cu fragul lui Sakova pe Launix se dă imediat în spate. Trei jucători intră acolo, Xelo. Foarte bine Xelo, vede pe Sakova pus la pământ, rămân 4 versus 3 ai noștri. Iese Dereschi dinspre conector. Nu toți jucătorii intră acolo, ci să nu uităm pe Tnir care vine rampă. Așadar Rene mai are o poziție de verificat, doar că este știut acolo, vine fragul, mai bine spus, vine fragul său pe Dereschi, deși bielorusul îl văzuse primul pe jucătorul nostru român, Hitmouse, un double kill și acum avem nevoie de deratizare neapărat. Hitmouse trebuie să fie eliminat, iar Raga și cu BTN sunt responsabili aici de la firmă. Totuși Mouse doboară pe BTN. Raga se pare că va fi angajatul lunii pentru Nexus și este minte pușurile agresive, dar se pare că pe Miraj nu le merge. Xelo cu VP-ul aici așteaptă, flash-ul nu l-a luat. Face picul cu numărul 2. Dereschi aruncă smoke-ul de top con, incendiara care a răspuns vine de la Xelo. Tnir îl bate pe Rene, avem pușul de mid realizat, Topcon e un player și să nu uităm de cel de ladder room și cel de catwalk pe capăt. Cam urâtă situația acum, sunt față în fața jucătorii, avem nevoie de dueluri în favoarea noastră. Raga foarte frumos, iese repede, Hitmouse pick, îl avem pe jucătorul cu numărul 2 în ladder room, level coboară, dar apoi Launix îl scoate din joc fără a-i lăsa drept de replică. Tnir 1 versus 3, e un jucător important și periculos al celor de la New Belarus, dar aici într-un 1 versus 3, nu știu dacă poate să scoată runda. Axel a făcut gălăgei jos, îi prinde pe amândoi pe un timing prost și face acest clutch 1 versus 3 până într-un punct. Doar că rămâne la Onyx cu un singur glunt tras, economie aici din partea tânărului jucător al Nexus și este cel care e pe pic direct și deja aude grenada, știe că vor veni player la echipa adversă. Raga trage și la unison vine Rene ulterior, aici vor trage împreună, trebuie să ne scoatem neapărat un frag. Doar că Dereschi cu Hitmouse vin cu refragurile, BTN încearcă picul scurt, Dereschi nu i-a agățat, alternează picurile scurte, BTN cu la Onyx îi atrag pe adversari. Vine picul lui Launix, fragul pentru el cu numărul 2. Hitmouse pică și este 1-0 pentru Nexus. Începe. L-a secat, a fost secat BTN la 51. Intră New Belarus destul de agresiv. Flick shot-ul vine de la level. S-a dat cel puțin 51 de damage cu acel body shot de scout de către jucătorul de la echipa New Belarus. Resmoke-ul, schimbul 2 de smoke vine acolo la porți, după cum spuneam, din partea lui Lau. Raga îl prinde pe Tnir, a picat bomba. Raga cred că a observat acest lucru pe ultima 100 de metri, pe ultimele clipe când s-a uitat acolo către gap-ul dintre poartă și smoke. Vine agresiv Xelo, transferul Xelo, superb, însă ritură totuși e prins de către Hitmouse. Aproape era de o retragere în mare forță, Launix e acolo fix sub, face retragerea fake, iar Rene se intră pe, de către el pe luptă, jucătorul care rămâne pe bătaie acolo de la platforma site-ului este eliminat, e vorba de Hitmouse. Dereschi e următorul exemplar, Launix cu Rene, un joc foarte bine. Raga încerca să farmeze fraguri, doar că au intrat repede cei de la Kipaniu Belarus peste. Launix îl observă pe Dereschi, moare de la incendiar aruncat, îl bate pe încă un jucător și pe încă unul, Lau, triple kill-ul Baby Cobra și Raga bine pe Deagle, New Belarus, n-avem ce să spunem, doar că și Rene aici vine cu tapul final, 3-0, foarte bine acolo. Se gândesc bine cei de la Nexus, deși sunt extra 300 de dolari investiți, nu e neapărat atât de mult. Dereschi este pus la pământ și Rene câștigă primul duel. De circunstanțe acum și ce avea să se întâmple, Raga va avea o surpriză aici. Este eliminat Rene, trigger disciplin Raga, foarte bine, un double kill aici în porți, i-a lăsat să treacă pe adversarii săi. Retragerea vine, 8-6 HP, Raga aproape să fie prins, jucătorul de short e prins, mai degrabă al nostru, BTN pick, Raga fragul al treilea, Launix este în spatele lui level, wallbang-ul e încercat, vine ripicul din partea jucătorului bielorus și vine incendiar, Axelo va da pagubă adiacentă și cum vine cu polarul la pic, primul jucător este observat, Dereschi este pus la pământ, va veni cineva la poartă în flancul său, Tnir la pasă pe playerul nostru care e aici în pastilă, rămâne în viață Sakova, pardon Rene, dar Tnir recuperează arma. 3 versus 3, situație destul de urâtă la care ne-au adus cei de la New Belarus, considerând că avea un half by level, plantează, heul vine, Tnir va pica acolo, atenție, explozie, incendiară ulterior de la BTN, doar că nu se grăbesc prea tare, level vine el la pic, a văzut capul BTN, îl scoate din joc și cum mai trebuie să pierdem pe nimeni, l-am pierdut pe Lau, Hitmouse rămâne smoke și e periculos, destul de urât, periculoasă această rundă. BTN dezamorsează, are defuse kit-ul, trebuie să-l ține Xelo, dar ține acolo cu VP-ul, dacă ratează e game over! Hitmouse, double kill-ul, a venit runda trecută,
Trebuia să fie, trebuia să fie 5-0, fără doar și poate. Sakova scoate pe Xelo un păr scurt pe capul jucătorului nostru. Flash greșit aici de la Tnir, dar la Onyx se retrage, văzut că e prea mulți adversari. Tapurile încercate de către Sakova, capitanul New Belarus duce fragul la capăt. Acum trebuie să vină Rene cu refragurile. Tnir este low, dacă e un body shot, e și frag pentru el. Pe chat lui de numărul de jucători de la adversar, dar heul a fost aruncat. Nir, dacă pica level aici era perfect, n-a apucat să-l sece pe Derski. Rene poate să scoată clutch-ul. Haide Rene, o ia prin spawn. Derski e nevoie de un timing de favoare lui. Vede piciorul lui Rene, nu vede bine Derski. Haide Rene, foarte bun transfer încercat. A vrut să-l scoată pe chat. Salutare Xovski, salut. Foarte bine la Onyx, îl doboară pe level. Avem în sfârșit o rundă care începe toarce de... Îi face flick stânga, o să fie eliminat, dar se pare că nici măcar nu se uită primul frag pentru la Onyx. Al doilea se întâmplă pentru jucătorul nostru. Hitmouse a venit cu refragul și vedeți, aici putea să ia o altă armă, dar i-avea și pe coipierii săi. Nu doboară acolo, BTN! Cred că era și el sub efectul flash-ului. S-a luptat cu Sakova pentru prea mult timp. Raga vine din spate, îl are pe adversarul său, pe capitanul New Belarus, fix în ninja. Hitmouse se cata 16, Xelo poate să încerce din săritură, doar că vine la un pic scurt acolo de jos, 5-3 și vine din aerul. Se împreunează aceștia pentru 110 HP aproximativ. Sakova îi vede capul lui la Onyx. BTN pică din nou în lung. Are nevoie de suport Lau, dar Sakova vine cu tapul foarte curat. Save-ul instant de la Nexus trebuie să apară. La Onyx e cel care are mai mulți bani în bancă. Rene de asemenea. Vor veni acolo ceva pistoale pentru la Onyx. 20 HP damage pentru fiecare. Raga pe retragere, perfect s-a retras acolo pe un timing. Double smoke dar și de la New Belarus. Vine incendiara la picioarele lor, doar că ei deja trec și cred că incendiara... Ba da, i-a dat un level damage, atenție! Totuși Rene scos de către Derski cu acele tapuri. 4 vs 4. Au luat controlul B-ului din nou cei de la New Belarus. B-ul pare să fie beriga noastră slabă. Deși noi rămânem cu jucători în viață, trebuie să scoate pe Hitmouse fără să mai pice nimeni. BTN va merge să-i recupereze acea armă. Are 47-le acum și în paralel Xelo îl prinde pe level, probabil la pick în window, flash pe deasupra, începem procesul de retake. Smoke-ul pentru tunel îl va izola nu doar pe un jucător, ci și pe al doilea. Derski acum se bagă cu flash-ul în față, doar că Xelo îl ține la fix și vine al doilea frag și pentru Xelo, tot pentru el. Nu știau Nexus exact câți jucători erau și luăm un pic de avantaj față de ei. 4 AK-uri, au New Belarus, level, îl prinde la prefire pe Rene. Xelo vine cu refragul acolo, va lua acel AVP Hitman. Hai băieți, un pic de gălăgie, un pic de gălăgie. Haideți, let's go, let's go. Dobară Xelo pe Sakova, Derski acolo. Wow, bang-ul vine încercat de către Xelo. Dar totuși Raga a dus fragul pe adversar la K. Nu va fi ușor pentru el cu polarul acela. BTN trebuie să-l salveze, Hitmouse cut. Tnir îl scoate pe B, care ținea midul, încă e acolo Xelo. În pericol este și Raga, care îl încarcă. L-a doborât Xelo cu USP-ul pe Tnir. Iese Mausus, doar că Xelo vine cu acel headshot pentru sniperul care se urcă aici pe pereți. Xelo dobară pe Tnir, un frag acolo pe jucătorul de short al celor de la New Belarus. Ca să se lupte alături de coipierul său. Vine flash-ul, se bagă la Onyx peste, îl vede pe primul, trage după cel care n-are flash-ul și știe că e timpul să plece. Și acum dacă cei de la New Belarus se lansează, se întâlnesc cu glonțul de AVP al lui Xelo. Sakova oprit. Iată ce stopping power are polarul. S-a dat damage pe Derski. 9 HP rămâne, Raga face fragul. Iar ultimul player în viață e chiar Hitmouse. Poți să rămână cu 5 jucători, cei de la Nexus în viață, se întâmplă într-adevăr. Flash-ul îl dă pentru BTN ca să-l ajute. Vine picul acum din partea capitanului nostru, doar că n-a reușit să-l scoată pe Hitmouse. La Onyx e următorul, le scoate pe Tnir. La Onyx pentru linie, la Onyx încheie runda, triple kill-ul pentru el. Iată de că... la echipa de la Nord de noi, Xelo-ul dobară pe Derski și începem cu dreptul, mergem mai departe. Parcă revăd o fază a lui Device când a făcut ace aici cu Molotov, cu acel collateral damage, collateral hit kill, mai bine spus double kill. Și iată că se va întâmpla, se va întâmpla triple kill-ul momentan. Xelo-ul ia pe rând, la Onyx se bagă peste Hitmouse, nu-l lasă să respire. Și aici vor un 11-4, Xelo aproape un Device face aici. Venise Molotovul în spatele său, 11-4. Sigur pentru ambele echipe, cei de la Nexus pe partea de Tero să intre lung, încearcă Tnir un pic scurt. Xelo este pus la pământ, foarte bine Tnir. Încearcă și fragul cu numărul 2, nu trebuie să-l reușească, nu trebuie să-l lăsăm. Tnir l-a scos pe Raga, asta e tot ce face, ești picuri scurte, dar văd că iese la Onyx, grijă mare. A făcut deja acesta prea multe, triple kill-ul pentru Tnir, rămânem doar cu Rene și cu BTN. Este Derski care era în pitch, pe care l-am omis și pe el. Foarte bine, New Belarus și molotoave pe care să le folosim. Este în incendiar aceea la Onyx, Derski a făcut insta-loc acolo pe la Onyx. Din nou un frame drop și-a apărut așa.
Xelo pe bătaie, foarte bine Xelo. Vede de unde vine acea grenadă către el, acel al doilea smoke și îl doboară. Vine level și cred că va trece aici fără nicio frică. Tenier stă lângă intrândul acesta, îl doboară pe primul și îl scoate și pe al doilea din păcate. Fragurile făcute acolo, Xelo pușează. Și acum stă la White în top mid level. Grijă mare, Rene. Xelo îl vede pe acela. Atenția jucătorului level este continuare acolo. Și acum îl vede cu spatele level pe Rene. Îl doboare 11 la 7. Bună seara, Tavi, salut. Mai bine să zic White. Apasă acolo Hitmouse, îl doboară pe Xelo. Până la urmă, gloanțele au mers până la capăt în jucătorul nostru. Trei playeri care pușează totuși short-ul. Au avansat destul de mult Nexus în poziția respectivă. Rene stă pasiv, dar iată-l pe Launix, ce frumos, îl doboară pe level. Jucătorul de lung se orientează înspre site în sine și acum din spate poate să iasă oricând Rene, dar acesta nu are armă de corp. A tras odată, încearcă să-l atragă, încearcă să-l țină pe coipierii săi cât mai safe. Beatier frag pe Hitmouse, Launix l-a scos pe Dersky. Ce rundă de la Nexus. Hai băieți că putem. Ave barbe recuperate, ba da, un M4 și un scout. Flash greșit de la adversari, se luptă acolo din lung Rene, iar Bitien îl doboară pe Sakova. Bitien vrea să dovedească ceva aici, dar se băgă peste Tnir. L-a secat la 3, vine fragul lui Rene prin smoke. Nexus, pe smoke-urile de cross vin, ar trebui să uite în spate acolo level și vor ieși un pic mai late acolo playerii. Rene, foarte bine alături de Xelo. Fraguri, se întâmplă! Atât Dersky cât și level pică. Raka l-a scos pe Hitmouse mai departe. Plantul vine de la Bitien, iar New Belarus n-au niciun drept de a să-l anunțe pe adversar că vine cu grafitiul acela. Tnir pe bătaie cu Launix. Launix nu verifică bine, nu-l vede momentul pe adversar, dar Bitien îl prinde. Rezultatele românilor în Italy Extreme Masters Winter Qualifier. 6 echipe din România și cu România au jucat acolo la Italy Extreme Masters și puteți să vedeți zilei. Va veni anunțul cu privire la line-up-ul nou al Infinity. Deci stați pe Gian acolo pe Sai. Sakova cu primul frag, Sakova cu al doilea, Sakova cu al treilea. Se întâmplă eliminarea aici. Aici pe map point, totuși 3 jucători de la New Belarus aici în site-ul ăla. Poate să fie destul de periculos totuși. Xelo doboară pe level, foarte bine deschide asupra site-ului aceluia. Launix l-a doborât pe Dersky. Hitmouse așteaptă. Două incendiare sunt momentan prezente. Vine molotovul de la jucătorul nostru. A rămas Lau de unul singur, întrucât BTN pică. Xelo secat acolo în lung. Vine Lau peste, îl doboară pe Hitmouse. Sakova e în partea de jos. Launix plantează, nu merge după frag. Și îl știu acesta pe playerul de la New Belarus în triunghiul Bermudelor. Doar că vine Xelo și îi trimitem curând în lower bracket. Mai avem de jucat un pic. Xelo cu un jucător pușat în top mid. Bitin l-a observat, l-a și eliminat. Are pe urmele sale pe cineva la Onyx, este Tnir. Aici Xelo a picat, pușăm lungul, rămâne aici și la Onyx să scoate un jucător cel puțin. Dar deja playerii noștri de lung sunt așteptați de către bieloruși. A trecut ușor la Onyx pe shift cu Sakova în spatele său. Trage Sakova, la Onyx n-a apucat să-l doboare. 3 vs 4, New Belarus vor avea un AK-47 recuperat. Raga apasă, nu se bagă la plan momentan ai noștri. Nou molotov pentru site, întrucât nu știm ce este acolo după cutiile din site. Sakova l-a doborât și pe BTN. Raga și cu Rene, ultimii în viață. Rene foarte bună eliminarea. Au luat flash-ul, încearcă să mai câștige timp aici de la New Belarus. Rene, încă un frag aici pentru el. Încearcă să se bage Raga pe bătaie. Tnir pică și Raga este 1 vs 2 cu 5-7 secunde rămase pe cronometru. Îl ia pe primul în primire. Dereschi la 47, Raga la 79. HP-ul este bun pentru el, încearcă să se bartă perfect. Dar Tnir vine peste el și e 15 la 9. Cei de la Nexus pierd încă o rundă la 6 și... acoperă și o altă zonă. Raga se bagă prin smoke-ul acela. Foarte bine Raga, doboară pe primul jucător. Nu vine transferul în stânga, iese peste el Sakova, dar ar putea să fie semnalul ca ai noștri să pușeze lungul, dar nu era orient. Dersky primește un molly în site. Launix încearcă să ia cover-ul de smoke pentru lung. Vine flash-ul dinspre CT, doar că îl vede Launix ca să dea dodge-ul. Pușează la unison Rene și coipierul său. Foarte bine oferă acolo suportul Xelo cu două fraguri. Vine din spate level, tot el cred că va încheia această partidă. Xelo, ca de obicei, triple kill-ul. Doar astfel de faze pentru el. Xelo, 29 de fraguri, top frag.